Am discutat cum s-a întâmplat în cer și cum s-a opus satana sanctuarului, scopul etern al lui Dumnezeu în Am discutat despre ce s-a întâmplat pe planeta Pământ. În această parte a treia aș vrea să discutăm care este reacția bisericii la odiceea, la invitația lui Dumnezeu. Pentru că noi ca popor am citit și am predicat de multe ori de la învoanele noastre despre pilda anunții fiului de împărat. Am discutat despre faptul că servitorii n-au fost acceptați și primiți cu invitația, niciunul din invitații împăratului, nici măcar unul, n-a primit invitația. Pilda nu spune că măcar unul singur a primit invitația la nuntă. Nu, niciunul dintre cei invitați n-au primit-o. Și împăratul a fost nevoit să recurgă la altă soluție. Mergeți, vă rog, la necunoscuți, la drumuri, la garduri, pe cine găsiți. Adică nu sunt prietenii mei, nu i-aș fi invitat la nuntă. Dar cei invitați n-au vrut să vină. Și noi suntem în situația astăzi, în Laodiceea, să știm această parabolă, să ni se spună că ea este de maxim interes pentru timpul nostru și totuși să nu vedem cum sub ochii noștri, în timpul nostru, se întâmplă exact la milimetru pilda dată de Hristos cu împăratul care a făcut nuntă Fiului Lui. Ținem noi morții să o duce până la capăt, să se împlinească da. în fiecare detaliu. Exact. În fiecare detaliu se, se împlinește. Dumnezeu a ridicat poștași și îi trimite la Biserica la Odisea să le spună N-aveți aur, n-aveți haină, n-aveți doctorie, iar eu am soluția la, aceaste, la aceste trei. Eu vă ofer într-un singur dar al neprihănirii mele, aur, haina și doctoria. Deci acoperirea, haina de lumină pe care ați pierdut-o în eten, Duhul Sfânt pe care l-ați refuzat în Eden și pe care l-ați jignit în toată această perioadă și l-ați ținut la ușă, și credința aceea care vă permite să acceptați locuirea Duhului Sfânt în Templul Inimii. Asta înseamnă aurul, credința care lucrează prin dragoste și curăță Sufletului. Da? Sufletul trebuie curățat. Sufletul nu e bun, mulțumim frumos, îl luăm așa în cer. Aceste oferte, Domnul le așează din nou la picioarele Îngerului Bisericii și spune, tu crezi că ai aceste lucruri și ai predicat ani de zile și ați făcut doctrine din ele pe care vă bazați învățătura și practica și nu știți că voi nu aveți aceste lucruri. Aceasta este dramatica situație din Laodicea timpului nostru. Faptul că îngerul bisericii la Odisea nu acceptă că asta este o realitate, că nu are haină, că nu are aur și că nu are doctorie, nu este lipsit de consecințe. Adică nu este un lucru bun, nu o știe, nu știe. Nu vrea să creadă, nu vrea să creadă. Nu schimbă cu nimic starea bisericii. Ba nu. Ei sunt cei care propun și învață pe oameni și apoi îi constrâng pe cei care nu acceptă că aceasta este realitatea. Poporul nostru depinde de învățătura pe care o dau acești conducători numiți în Apocalipsă Îngerul Bisericii la Odiceea. Ceea ce cred ei și predică influențează masiv poporul. Dacă n-ar avea nicio influență asupra poporului, atunci, bun, n-ar fi o pagubă prea mare. Dar tot ceea ce gândesc, cred și spun ei, au influență directă asupra poporului. Și într-o mai mare măsură este impusă credința aceasta poporului. Noi da. declarăm că suntem poporul lui Dumnezeu, dar nu aplicăm principiile lui Dumnezeu de liber, liber arbitru. Dumnezeu a lăsat fiecare să-și ia deciziile de bună voie, pe când la noi nu se procedează în același fel. Nu, e adevărat. Și asta are o influență asupra poporului: că omul stă și se gândește, mă, dacă eu încep să cred sau să vorbesc altfel decât pastorul, urmează consecințe. Rup de biserică, de familie, de da. multe ori? Pentru că s-au dat exemple în privința asta. Adică, oamenii care au devenit vocali la acest capitol au fost excluși. Și atunci poporul zice, nu vreau să ajung în situația asta. Să fiu dat afară pentru ce? Pentru că, așa mi-a trecut mie prin cap că s-ar putea să fie altfel lucrurile sau ceva. Și asta creează o situație în care nicio rază de lumină nu are șansa să pătrundă la popor. Și uh, această uh, realitate pe care martorul credincios o descrie și o așează în fața noastră este în acești termeni. Ești călos, nenorocit, săracorp și gol și nu știi că ești așa. Și atunci Dumnezeu face ceva, întreprinde ceva ca să remedieze această situație intervine pe o cale deosebită, pe canale neconvenționale, care să rezolve această problemă în care este prinsă, ca într-un joc mortal, biserica, din care nu se poate ieși. A existat un moment când Dumnezeu a făcut ceva pentru la Odisea, ca să-i facă cunoscut planul său de a o repara, de a o aduce la scopul său etern? Dacă n-ar fi făcut, vina era din partea lui Dumnezeu. Adică un popor care nu știe că este ticălos, nenorocit, săracor și gol, n-are nicio vină, în principiu. Și atunci Dumnezeu ia atitudine, intervine și spune, bun, nu știți, ok, vă trimit niște sol care să vă spună că nu știți. După asta, mai aveți ceva de spus? Adică, mai aveți vreun argument că n-ați știut? Până nu i-am trimis? Ok. Am fost avertizați încă dinainte de Minneapolis că biserica a întors spatele conducătorului ei și se îndreaptă repede spre Egipt. Dar nimeni n-a vrut să asculte. Și a rămas o declarație înscrisă acolo în hârtiile noastre oficiale, în declarațiile inspirate și atât. N-a băgat-o nimeni în seamă. Și atunci Dumnezeu a zis, bun, pe ele nu, ai, nu vreți să o ascultați. Eu o să lucrez pe canalele neconvenționale. O să trimit doi oameni la voi, fără autoritate, fără nume, fără prestigiu, din popor? Absolut. Și am să vă spun ceea ce aștept de la voi. Am să vă clarific lucrurile care vă ajută să vedeți că nu vedeți. Dacă asta e îngerul bisericii la Odicea, tu nu știi, tu nu vezi situația ta reală. Și când au venit la Minneapolis John și Wagner, exact cu aceasta au venit, cu nunta mierului, cu soluția lui Dumnezeu. De asta Soraita a spus că solia lor este solia îngerului al treilea. E adevărat, un început, un mic început, e adevărat. Și n-a fost nici măcar un început, ci unul mic, datorită opoziției, datorită încăpățânării și rezistenței cu care au fost întâmpinați. Vrei să spui că ar fi fost mai multă lumină dacă era acceptat acel mic început? Eu cred că atunci ar fi urmat imediat toată lumina. Toată, adică care se ducă la încheiere Marii Controverse? Da. În 88? Imediat după, nu în, a... da. nu în anul acela. Acela a fost începutul, da. Deci Dumnezeu a trimis prin frații Wegener și Jones un mic început, Frații îl primeau cu bucurie și începeau să studieze toți. Și imediat exploda lumina aceea despre care vorbei Isaia în capitolul 30. Lumina Soarelui, când voi tămădui eu vânătăile ficei poporului meu și rana ei foarte adâncă, lumina Soarelui va fi de șapte ori mai puternică decât este. Adică adevărul despre neprihănire va fi de șapte ori mai puternic. Și cum devine el mai puternic? Prin studiul comun al fraților conducători al delegaților de la Minneapolis, care primiseră un slab început. De asemenea, John și Wagner ar fi rămas voci autoritare și proeminente și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu în anii următori și ar fi contribuit alături de frații lor într-un studiu comun, într-o muncă comună de a înțelege tainele acestea ale scopului eternal lui Dumnezeu și imediat generația aceea ar fi onorat pe Hristos, nu tamirului ar fi avut loc, și marea controversă se încheia imediat. Dar reacția a fost brutală, acel început a devenit un mic început, câteva cuvinte critice au rămas de la Minneapolis, iar apoi Duhul lui Dumnezeu a folosit-o pe ele noi din când în când în scrierile ei să însămânțeze cu aceste adevăruri prețioase lumina pentru o generație următoare. Și e tragic că poporul, neacceptând, a căzut în tot felul de erezii și de... de... Da, au, urmat, alte. au urmat toate nebuniile posibile și holy flesh, și panteism și tot felul de crize locale și tot felul de uh, uh, ministri independente care propun fiecare o altă soluție și uh, voci care strigă aici este Hristosul ba nu, aici este Hristosul. De ce? În lipsa realității pe care Dumnezeu o avea pregătită în solia John Wagner era clarificarea a tuturor neclarităților care, după care nu mai urmau uh, voci uh, deosebite și independente care să spună uh, uite din ce cauză biserica nu merge bine, uite din ce cauză ar merge bine și așa mai departe. Situația pe care noi am moștenit-o acum este rezultatul firesc și deschis al opoziției încrâncenate a celor care au fost invitați la nuntă în 1888, de a refuza invitația noi ne trezim în situația aceasta de confuzie și confuzie la nivel înalt, spune eu. Eu observ și știu de mulți ani că liderii noștri, pastorii din comunități și teologii, încearcă să așeze mereu povara pe umerii bisericii și a membrilor. Din cauza lor nu a venit Hristos, din cauza lor nu vine ploaia târzie, că nu se roagă suficient, că nu trăiesc cum trebuie, că nu vin la biserică regulat, tot felul de argumente. Ca să acopere de fapt că împotrivirea și vrajba este la nivel înalt. Și bine că începe să se vadă din ce în ce mai mult. Acum, până acum a fost așa sub o mantie cenușie. Dar în ultimii ani chiar a început să iasă la iveală și oamenii încep să-și dea seama. Dihonia și vrajba este între conducători, nu este între conducători și membri sau între membri, între conducători la nivel înalt. Adică diviziunile noastre sunt într-o vrajbă greu de rezolvat datorită câtorva lucruri care țin de felul în care se citește Biblia. Dacă hirotonirea trebuie și pentru femei sau e doar pentru bărbați, în curând o să înceapă dezbaterea dacă homosexualii pot fi și ei membri și funcționari și angajați de rând ai bisericii ca toți ceilalți oameni și așa mai departe. Și la ora actuală, biserica este împărțită datorită liderilor. Șefii diviziunilor sunt în vrajbă unii cu alții. Diviziunea din lumea civilizată. Cred că femeile pot fi pastori cu binecuvântare, liderii diviziunilor din lumea a treia nu sunt de acord. Deci, nu, aici nu e vorba de membri. Aici este vorba de cum văd teologii și conducătorii și administratorii scriptura. Clasa teologică. Mă gândeam Absolut. la titlul unei cărți care conține scrieri ale Sorei White de după 88, și anume Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, nu Mărturii pentru popor. Da. Pentru biserică sunt altele. La ora actuală, cearta și scandalul este între lideri, între conducători. Și biserica este fragmentată datorită poziției liderilor. Crezi că dacă un lider ar accepta poporul și a schimba poziția? Imediat. Cei mai mulți. Nu toți, evident. toți. Dar cei mai mulți. Așa cum cei mai mulți l-au ascultat pe Caiafa și dacă Caiafa spunea ăsta este mielul lui Dumnezeu, la fel cum a spus Ioan Botezătorul, poporul nu urma. Poate erau câțiva nebuni, câțiva zeluți, câțiva descreierați care se opuneau. Dar, în general, poporul ascultă pe conducătorii lui. De asta și uh, Satana a umplut lumea, lumea de biserici și de preoți. Că prin ei controlează foarte bine masele. Foarte bine. Și uh, așa se întâmpla la Minneapolis, dacă frații Uriah Smith și fratele Butler spuneau, uh, cel puțin atât. Să nu spună, John și Eugen erau dreptate, hai să-i ascultăm. Nu, măcar să spună, noi avem rezerve, dar noi vă recomandăm să o ascultați pe sora Ce spune despre ei? Nu pe noi. Nu pe noi. Pe sora ascultați-o. Și atunci era ok. Și atunci era formidabil. Adică cel puțin făceau pasul pe care l-a recomandat cerul. Dacă nu primi solia, măcar dați-vă la o parte din drum. Nu ei s-au au baricadat drumul și nu vor ca lumina să ajungă la popor. Iar Sorul primește în viziune reacția lor în camerele în care erau cazați, cum se comportau, ce vorbeau, care era atitudinea lor vis-a-vis -vis de soli și de solie. Exact. E bun, toată această rebeliune pe care uh, satana a strânit-o la Minneapolis funcționează și a avut ca element central nunta mielului. Deci el trebuia să blocheze cu orice chip nunta mielului atunci. Dacă nu reușea să blocheze nunta mielului la Minneapolis și frații aceștia delegați nu răspundeau apelului conducătorilor și se uneau cu Soroait, cu John și cu Wegener, satana avea pregătit imediat în senatul american decretul duminical. Era, a fost pentru prima oară și pentru ultima oară, că de atunci n-a mai existat așa ceva. Pe rol, decretul gata pregătit. Pe masa, era, pe masa congresului. Absolut. Era format doar să fie votat. Deci dacă biserica la Odicea la Minneapolis accepta solia adusă prin frații John și Wegener, satana era pregătit cu decretul. De ce această luptă crâncenă pentru a ține blocată Nunta Mierului din partea lui Satana? Pentru că îl arată ca mincinos și ca uh, un profet uh, eșuat. El s-a ridicat împotriva ei și a spus că nu e bună. Și noi vom face un univers și o societate fără Nunta Mierului, fără scopul etern al lui Dumnezeu. Și acum vedea cum în uh, subordonații lui de pe planeta Pământ vine oferta lui Dumnezeu și e primită cu bucurie. Și asta demonstra că el este greșit și se, se încheia istoria. Odată cu nunta lui, se încheie marea controversă. Asta este clar. Și Satan nu dorește să-și vadă lațul de gât, și Azazel nu vrea să fie alungat din tabără. S-a obișnuit în tabără, îi se dă mâncare bună, este periat, îi se curăță în fiecare an ciulinii din blană. Ovaționat? Ovaționat și atunci de ce are și din tabără? are grijă ca tabăra să nu se trezească la realitatea zilei ispășirii. Când poporul acesta se trezește la această realitate a marii zi a ispășirii pentru generația în viață, cu Azazel s-a încheiat cu plimbatul prin tabără, afară, în pustie. Și el știe bine lucrurile astea, că înțelege foarte bine, mult mai bine ca noi, profeția și declarația lui Dumnezeu, știe bine împotriva a ceea ce s-a ridicat el în cer și știe la fel de bine că atâta timp cât ține departe de Biserica Adventistă nunta mielului, împărăția lui este asigurată. Și zilele lui se lungesc. La infinit. La infinit. Dumnezeu nu poate să forțeze maturizarea miresei, asta este clar. Nu poate să o constrângă. Și depinde și așteaptă de reacția oamenilor la lumina pe care a trimis-o. Adică el spune generației prezente. Am făcut tot ce era posibil ca să vă trezesc la realitate. I-am trimis pe solii mei, pe John și Wagner. Cu riscul de a lua în cap pietroaie și-au luat, cu riscul de a fi bagiocorită Ellen White din cauza că s-au unit cu ei și a fost bagiocorită și exilată în Australia, cu aceste riscuri eu am uh, făcut în așa fel încât Lumina să ajungă la voi. Și voi o respingeți, vă așezați împotriva ei și vă încăpățânați să o considerați nefolositoare cauzei Dumnezeu și poporului lui. Ei bun. dacă este așa am să apelez la canale neconvenționale, am să ridic oameni care nu trebuiau să facă treaba asta, care trebuia să-și vadă de viața lor acolo, pentru că voi, liderii și conducătorii, ați fost chemați la nuntă. Nu cei de la drumuri și de la garduri. Ei bun, pentru că continuă să vă împotriviți. Am să vă vărs din gura mea. Și o să mă adresez pentru a forma mireasa lui Hristos din ultimele rebuturi ale adventismului contemporan o să aleg oamenii cei mai slabi, fără prestigiu, fără onoare, fără trecut glorios în spate, fără performanțe morale, fără voință, din aceștia o să fac mireasa strălucitoare care va lumina Pământul de Stava lui Dumnezeu. Pentru că voi mă sfidați în față și considerați că sunt neputincios și că nu am capacitatea să vă ofer țara făgăduită. Deci lucrul acesta se va face cu cei mai slabi dintre cei slabi. Avem o confirmare în Spiritul Profetic și în Sfânta Scriptură că sigur se va realiza acest lucru. Apocalipsa 19 este garanția finală și totală. Ioan a văzut nunta Mielului. Odată ce a văzut-o, asta înseamnă că s-a întâmplat. Și reacția celor care au văzut-o împlinindu-se. Da, categoric. Universul a, ex a explodat de bucurie, că Dumnezeul nostru în sfârșit a început să împărățească, că s-a terminat chinul preoției, și că începe bucuria hainei de împărat. Ioan a văzut această scenă. Prin urmare, nu putem spune, nu e nicio șansă să pătrundă în acest popor lumina despre căsătorie, nuntă, unirea dintre divin și uman. Dezamăgirea poporului de 100, 100 și de ani va avea un final în cele din urmă. Tot timpul s-a spus, vine Hristos, nu vine generația noastră, dar va veni în cele din urmă se va întâmpla. Nunta mielului va avea loc și ca și consecință va avea loc revenirea lui Hristos. Da, categoric. Ele depind una de alta. Fără nunta mielului nu are ce să ia Hristos, pentru că el atunci când vine să spună aceștia scopii mei, ei trebuie să fie fără pată, zbârcitură sau ceva de felul deci acesta. Deci e un nonsens să aștepți revenirea fără ca să te maturizezi pentru nuntă. Categoric. Când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci El va veni spre a-i pretinde ca fiind ai săi. Și ca să-i facă ai săi, vine și propune nunta. Unirea omenescului cu Divinul. Și astfel apare noua familie de oameni, uh, urmașii lui Hristos. Urmașii lui Hristos nu înseamnă cu numele, da, ne place de Hristos. Ca femeile alea din Isaia, știi, uh, vom. Uh, Fă ne să purtăm numele tău, dar noi ne vom îmbrăca cu hainele noastre, vom mânca mâncarea noastră, adică avem doctrina noastră și teologia noastră, credința noastră, avem hainele noastre, nu ne trebuie haina neprijonirii tale, dar vrem să-ți purtăm numele. Nu, nu. Asta nu înseamnă urmașa lui Hristos. Asta este un fals grosolan. Urmașa lui Hristos înseamnă oameni uniți cu Divinitatea. Și am să recitesc pasajul pe care l-am folosit data trecută în finalul acestei discuții despre Biserica la Odiceea și Nunta Mielului, tocmai ca să oferim ocazia celor interesați de această ofertă formidabilă a Lui Dumnezeu, să le oferim ocazia să înțeleagă că Dumnezeu creează o nouă omenire, că primul exemplar al acestei omeniri a fost Iisus Hristos și că această omenire se deosebește de omenirea veche prin unirea cu Divinitate. Și pasajul întreg sună așa: Când El a venit prima oară în lume, divinul și umanul erau împletite în El. Aceasta este singura noastră speranță. Fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Deci avem un începător de rasă nouă, al doilea Adam, și trebuie să apară și a doua omenire. Continua nu se acolo. poate al doilea Adam cu prima omenire. Cu toate că așa se încearcă acum. Deci trebuie să fie niște continuatori care să fie, nu declarați, cum spuneai, cu numele urmașii lui Hristos, ci să fie ceea, la, ceea ce a fost Hristos. O copie fidelă a lui Hristos. Oameni uniți cu Divinitatea. La fel cum Hristos a fost om părtărit de natură divină, Biserica sa trebuie să fie continuarea întrupării lui Hristos. Așa cum avem un prim Adam care a creat o rasă despărțită de natura divină, fără legea locului de viață locuind în ei, cu legea păcatului și a morții locuind în ei. Acum intervine Dumnezeu în această situație și creează pe al doilea Adam. Și îl creează unit cu divinitatea, după scopul etern lui Dumnezeu, și acum toți urmașii lui trebuie să se nască din această sămânță. Da? Oameni uniți cu Divinul prin părtășire de natură divină. Adică nu uniți cu divinul în sensul acesta, noi suntem de partea lui Dumnezeu. Că de asta însă a insist aici, ce fel de unire cu Dumnezeu? Prin părtășie de natură divină. Adică prin locuirea Duhului Sfânt în templul inimii. Suntem uniți cu divinitatea la un nivel mult mai profund decât această, noi suntem de partea lui Dumnezeu în această bătălie cu satana. Nu, nu genul ăsta de unire. Adică suntem de acord că Dumnezeu are dreptate, votăm cu El, îl susținem, îi dăm zecime, nu, nu genul ăsta de unitate. Dar eu nu sunt de acord, nici măcar declarativ nu suntem de partea lui Dumnezeu. Adevărat, Pentru că noi susținem tot, susținem tot varianta lui satana, că Dumnezeu e un tiran, e... Da, adevărat. Și așa mai departe. Adevărat. Declarativ, da, pe, Declarat. pe, pe, pe firmă. Da, Pe firmă, atât. noi suntem cu poruncile lui Dumnezeu. Nu suntem în realitate. Ne plac verbal, dar în săptămână demonstrăm că ne plac celelalte. Exact. Legi, nu astea ale lui Dumnezeu. Și umblăm după ele, ne zbatem, ne chinuim după ele, și ca să închidem ochii lui Dumnezeu, îi aruncăm sâmbăta 10%. Și gata, l-am ne cumpărat. Ne-am aranjat, l-am cumpărat, da, exact. Nu, nu este aceasta noua omenire pe care Dumnezeu dorește să o ridice. Noi suntem vechea omenire și, din păcate, nu acceptăm invitația de a intra în Hristos. Că doar în Hristos contează tot ce este important. Noi suntem acum în afara lui Hristos. Noi nu suntem părtași de natură divină. Și Domnul l a propus soluția asta simplă. Fac cu voi nunta mielului, aduc evenimentul acesta, dezbrăcați-l de hainele murdare și îmbrăcați-l cu hainele de sărbătoare, când recunoașteți că sunteți ticăloși, nenorociți, săraci, ori și goi, când recunoașteți că nu aveți haină, aur și doctorie, când recunoașteți că nici măcar nu știți că nu le aveți, atunci o să le aduc. Și pentru că nu știți, v-am trimis doi sol cu acreditare divină, v-am trimis lumină suficientă prin Ellen White, totul este gata, poftiți la nuntă. Voi ce mai așteptați? Voi ce vreți să se întâmple pe planeta Pământ în continuare? Că fără nuntă nu se întâmplă nimic. Lucrurile vor sta așa încă 2000 de ani. Aceasta este tragedia în care Biserica Adventistă este prinsă și nu știe măcar. Măcar nu are idee în ce încleștare formidabilă este la ora asta cerul cu, cu stăpânitorii acestei lumi, cum Satan îl sfidează în fața lui pe Dumnezeu și îi spune ai văzut că suntem capabili să construim o lume civilizată și să vezi ce, ce îmbunătățiri o să aduc eu acestei lumi, cum o să le ofer tuturor energie gratuit, o să fac o lume fără impozite și fără taxe, o să fac o lume cu venit minim garantat fără niciun fel de muncă, o să vezi ce, ce societate o să fac eu cu, cu planeta Pământ fără tine. Și primii pași se văd. Deja se văd că tehnologia informației care a explodat în ultimii ani spre asta duce. Spre o societate robotizată, cu oamenii care nu mai trebuie să muncească, și a, deja în anumite țări se fac teste. În Elveția s-au început, în Finlanda mi se pare, și cred că mai sunt câteva în care se fac teste. Cum reacționează societatea, și ce se întâmplă cu finanțele țării dacă oferim o sumă fiecărui membru al societății fără să muncească nimic. Un salariu minim garantat, fără să fie angajat undeva. Adică, omul stă la el acasă, liniștit, pictează, produce filme pe YouTube să plimbă, plimbă cățelul prin parc, dar noi îi asigurăm o sumă decentă cu care să trăiască. În contă intralunar. Da, da, exact. În... Da. Pentru nevoile lui. Și cine de pe planetă? Unul nu vrea asta. <laughs> da? Bun, elvețienii n-au vrut, apropo, ca să fac o paranteză, dar elvețienii au zis, nu, nu, nu vrem asta, mai bine vrem să avem un, un serviciu, dar la ei serviciul e destul de ușor, nu seamănă cu ce prin Africa, Asia sau America Latină. Da. Bun, asta e altă discuție. Se încearcă asta pentru că satana vede foarte bine că la odiceea nu acceptă nunta mielului și contează pe faptul că o să mai țină mult și bine așa și pregătește omenirea pentru noile lui realizări și excepționale performanțe ale spiritului uman. O să fie luați prin surprindere toți pentru că Dumnezeu va trece peste îngerul bisericii la odiceea și va oferi invitația la drumuri și la garduri și nunta va avea loc în ciuda lor și împotriva efortului disperat cu care îi amenință și îi sperie pe oameni să stea departe de această solie. Eu văd în toate bisericile adventiste la ora asta un efort disperat al pastorilor de a i îndepărta pe oameni de solie aceasta. Aducându-le tot felul de argumente, distorsionând lucrurile pe care noi le predicăm și le credem. Excluzăm pe oamenii care acceptă solia, pe care o promovează, care vor să facă cunoscut și multe alte tratamente pe care ei le găsesc cuvință. Plus folosirea unor paragrafe care nu au legătură cu acest subiect și care ținteau o anumită situație din poporul lui Dumnezeu. Sora a scris multe lucruri despre diferite situații care par contradictorii cu invitația la nuntă. Evident că așa este. Și în Biblie sunt tot felul de lucruri deosebite care, de care te poți agăța dacă ții neapărat să, să refuze asta. Și eu mă gândesc la invitații împăratului din parabola Domnului Hristos. Ei n-au refuzat invitația că nu aveau niciun motiv, așa, nu le-a plăcut. Aveau motive serioase să o respingă. Ei aveau responsabilități, aveau datorii, aveau o lucrare de făcut, era o lucrare, da? și aveau de făcut lucrarea respectivă și nu aveau timp de nuntă. Și nu o considerau potrivită pentru ceea ce se întâmplă cu ei în acel moment. Aveau motive serioase. Nu a fost un simplu capriciu. Exact văd astăzi cu, cu pastorii adventiști. Ei au de o doctrină de stabilit o, o biserică, de mulțit membrii, de înmulțit proprietățile, de construit biserici noi, de în, adus omenirea necreștină la adevăr, de câștigat pe creștini din alte biserici la adevărul adventist. Deci muncă multă și uh, sarcini și proiecte glorioase. Și toate acestea ei declarând că Hristos este în mijlocul bisericii, că îi susține, când de fapt în Laodiceea, solia către Laodiceea, în Apocalips 3, ne se spune că Hristos este la ușă și bate. Și chiar vorbeam noi, cei care acceptă solia sunt și ei scoși afară. Mă întrebam, cine are mai mare șansă să se întâlnească cu Hristos? Cei care sunt înăuntru și nu deschid ușa sau cei care sunt tați afară și șansele sunt mult mai, mari să, să fie de partea lui Hristos? Da, și Pavel a văzut acest aspect și a spus-o răspicat. Noi vom suferi afară din tabără, dincolo de poartă împreună cu Hristos. Că Hristos a fost dat afară din casa lui, din, din poporul lui și a suferit dincolo de poarta de la intrare. La această poartă de la intrare denominațională, Hristos continuă să bată. Nu s-a descurajat și n-a abandonat proiectul. E adevărat că vor uh, ieși pe poarta aceea, nu, nu i se va deschide poarta să intre, dar vor ieși afară la el, unul câte unul, dintre toți cei care aud că cineva bate la ușă și vor dori să fie de partea lui Hristos acolo, dincolo de poartă. Situația din Laodiceea aceasta este pentru moment. Ne pare rău să constatăm că nu există niciun fel de semnal din partea îngerului bisericii că ar avea vreun interes pentru această nuntă excepțională care este gata să se realizeze. Și în același timp ne bucurăm imens să vedem cum oameni din toate straturile societății și din biserică și din lume, oameni care n-au știut nimic despre adve adevărul advent, uh, descoperă invitația lui Dumnezeu, o primesc cu bucurie, își deschid inimile, îi spun lui Hristos, da, acceptăm soluția ta de a uni divinul tău cu omenescul nostru și abia așteptăm să vină momentul acela crucial pentru o generație în viață. Temelia și stâlpul central al acestei biserici este în cu 14 și când poporul acesta se adună în jurul sanctuarului, înțelegând lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea, unirea omenescului cu Divinul și apariția unui popor care este o altă omenire, urmându pe al doilea Adam, atunci pentru bătălia lui Satana și pentru lupta lui împotriva lui Dumnezeu nu mai există absolut nicio portiță de scăpare. Universul întreg va vedea care sunt rezultatele acestei bătălii pe care el a dus-o în momentul în care Pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu și omenirea întreagă va descoperi cine a condus, cine este acest Hristos care a fost prezentat în toate bisericile lor, aplaudat și cântat și cine a fost adevăratul Hristos pe care ei l-au bagiocurit și l-au ținut afară. Deci credem și noi și susținem că alături de Ioan, că nunta mielului va avea loc și că expresia atunci va fi plânsul, și scrâșnirea dinților va fi cât se poate de reală pentru împotrivitori. Și pentru ei, și pentru spectatorii din această bătălie. Pentru că există o clasă în, în acest spectru larg de, de persoane care uh, observă bătălia, care nu vor să fie implicate. Neutri, uh, într-un fel. Da, adică spun. Da, s-ar putea să aibă dreptate aceștia cu nunta s-ar putea să aibă dreptate biserica și e, oficialii ei că nu avem nevoie de așa ceva, dar noi nu vrem să ne amestecăm. Va fi o, o surpriză copleșitoare pentru aceștia când vor constata că prea târziu candele lor sunt goale, că sufletul lor a rămas pustiu și că pământul este luminat de slava lui Dumnezeu prin cele mai reprobabile elemente pe care ei nu le-au văzut niciodată oameni serioși în cauza lui Dumnezeu.